Pentru că trebuie să apreciem gestul ce s-a produs și pentru că noi știm să facem acest lucru, vreau să vă spun că Primăria de Zaim, susținută de Consiliul Raional Căușeni, de președintele Raionului, împreună cu Casa Muzeu Alexie Matievici din Zaim, a instituit un titlu onorific pentru acest moment deosebit în istoria neamului, care se numește Omul Unirii. Deci, certificatul numărul 6, prin care acordăm titlul onorific Omul Unirii, domnului Alin Ioan Moldoveanu, primar al Comunei Poiana Câmpina, drept confirmare a calității de ctitor al Aleii Domnitorilor din Comuna Zaim, Raionul Căușeni, Republica Moldova, inaugurată la centenarul Unirii 1 decembrie 2018. Vă rog, domn primar de Zaim, în aplauzele dumneavoastră, copii! Aplauze! Dragi zaimeni, dragi oaspeți, titlul onorific Omul Unirii se acordă, desigur, omului care a susținut cu trup și suflet această idee și aseară, la ora 7, la ora 8, încă era aici, pentru instalarea Aleii Domnitorilor, domnul primar Ion Veste, primarul de Zaim, salutați-l! Felicitările noastre, domn primar! În istoria satului Zaim, acest moment nu se poate șterge. Indiferent ce partide politice vor veni, indiferent ce istorie vom avea,